Am revenit, suntem în direct. Cătălin Bulgariu, directorul aeroportului internațional Iași, este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara și bine ați venit, domnule director. Seara bună, mulțumesc pentru invitație. V-am invitat să vorbim despre activitatea aeroportului. Aș vrea să începem cu traficul aeroportului ieșean, care evident a crescut. Ne puteți da cifre? Cum să nu? Primul trimestru al acestui an s-a încheiat cu un bilanț de 281.500 de pasageri, ceea ce înseamnă cu peste 20% mai mult decât aceeași perioadă anului trecut. Începând de luna aprilie, traficul pe programul de vară crește. Așteptăm în această lună un trafic lunar de peste 100.000, deci dacă pe primul trimestru media este un pic peste 90.000, deja începem cu traficul mare. Așteptăm un trafic de peste 100.000 în aprilie, peste 110.000 în luna mai, iar în lunile iulie-august traficul se duce undeva spre 150.000 de persoane pe lună. Și dacă vorbim de anul 2019, estimările pentru sfârșit de an? Noi am prevăzut ca pentru acest an noi să ajungem la plafonul de 1.400.000 de pasageri față de 1.256.000 făcut în anul 2018. Cu o creștere de? Nu este o creștere foarte mare. Este o creștere de 10%, este o creștere organică pe care o are orașul, pe care o are regiunea. Nu avem la acest moment noi aeronave în bază de la Iași, nici una e companie aeriene, nici în ceea ce privește Blue Air-ul și Wizz Air-ul, nici în ceea ce privește Tarom. Este un an în care companiile naționale, atât cea publică, Tarom, cât și cea privată, Blue Air-ul, fac investiții importante în modernizarea și înnoirea bazei de aeronave. De aceea ei au renunțat la o parte din frecvențele de zboruri pe care le aveau din toate bazele pe care le au ei, atât în țară cât și în străinătate. De aceea nu au prevăzut rute noi din Iași. Nu avem din punctul ăsta de vedere decât reducerea a 6 frecvențe săptămânale de pe compania Blue Air. În rest, programul de zboruri este același. Pentru partea de vară avem 3... Anul trecut au fost 9 chartere pe săptămână, anul ăsta sunt 12 chartere pe săptămână, cu două destinații noi, una Hurghada Egipt și cea de-a doua Tunisia. Deci avem plus toate celelalte care au existat și anul trecut. Deci, din punctul acesta de vedere, nu avem pierderi de destinații, nu există retrageri, așa cum au apărut în multe publicații, retrageri de companii de pe Iași. Ba mai mult, teoretic vorbind, avem și solicitarea celor de la Ernest, care au procesat rute din Italia anul trecut. Avem cererea lor de a veni în orarul de vară, începând din iunie, cu 4 destinații, dar la acest moment noi n-am primit de la controlorii de trafic programul curselor, deci asta înseamnă că ei încă nu au primit aeronavele pe care așteptau să le primească din comanda care au făcut-o aferent anului 2019, din cele 3 aeronave pe care trebuiau să le primească. Una ar fi trebuit să opereze pe România, adică Iașu și Bucureștiu, dar încă nu le-au primit și de aceea probabil nu vor veni chiar din iunie, așa cum au trimis hârtii oficiale la aeroport. Apropo de pierderile de destinație, într-adevăr au fost mai multe informații. Haideți să vorbim despre ultimul an. Au fost astfel de pierderi? Nu. Deci noi discutăm de așezarea pieții. Iașu a crescut enorm de mult în ultimii 3 ani și atunci companiile își fac calcule în ceea ce privește dezvoltarea și cât de mult poate să se dezvolte pe Iași. Infrastructura aeroportului din Iași este supra-dimensionată. Gândiți-vă că terminalul T3 poate găzdui în condiții normale 320 de pasageri pe oră. Se ajunge în orarul de vară la peste 1200 de pasageri în ora de vârf. Deci gândiți-vă că este o aglomerare de 4 ori mai mare decât ceea ce permite terminal. De aceea apar astfel de probleme. Problema pe care o consemnează companiile aeriene o reprezintă întârzierile la decolare din cauza acestor aglomerări. Astfel, pasagerii care așteaptă un anumit zbor nu știu când, nu se aude anunțul pe care ei îl fac pentru a veni la poarta de îmbarcare și de multe ori până găsește pasagerul care este în aerogară, deci nu este cineva care nu și-a făcut check-in-ul, n-a trecut poarta de securitate, n-a mers la controlul pașapoartelor, deci el în tot sistemul este înregistrat, deci este în aerogară, dar el nu știe unde se aducă pentru că este prea mare îngresuială și nu se poate orienta. Legat de terminal
terminalele acestea aglomerate, observăm de la an la an traficul crește. Vor face față sau cât timp vor mai face față aceste terminale actuale? Deci, din punctul ăsta de vedere, noi am mers pe două variante. Prima variantă a fost redeschiderea T1. Astfel încât, pe perioada verii, toată această suprasarcină pe care o avem de gestionat, o vom gestiona în intermediul terminalului T1. Am făcut probele în intervalul de iarnă, toate sistemele sunt funcționale și tot ce înseamnă ceartere pentru perioada de vară vor veni în acest T1 și vor putea fi operate mult mai ușor și fără aglomerații foarte mari. În ceea ce privește terminalul 3-3, trebuie să știe tot telespectatorii că el este încă în perioada de garanție, adică pe fondurile europene pe care el s-a realizat, este în perioada de garanție și nu avem voie să intervenim la el. Dar pe o structură ușoară intervenim și facem o zonă de pre-boarding, astfel încât persoanele care urmează să se îmbarce în avion să fie introduse într-o zonă tampon înainte de a ajunge la aeroport, la avion, astfel încât ei să poată să, dacă cineva nu este sau nu e atent la anunțurile făcute, să poată să-l identifice mai repede, astfel încât când se face îmbarcarea să facă compact toate persoanele la un loc. Acest pre-boarding am obținut în sfârșit toate aprobările necesare, atât în ceea ce privește autorizațiile de construcții, cât și avizul pe care l-au dat cei care au construit terminalul, inclusiv cei de la unitatea de implementare, pentru a modifica aceste lucruri. Deci sperăm ca în această vară și aceste lucruri să intre. Dar principalul lucru este că trebuie să construim un aeroport mult mai mare. Datele de trafic arată că până în 2030 vom ajunge la o dimensiune de 4 milioane de pasageri, peste 4 milioane de pasageri. Deci dacă ne gândim că abia acum și se poate construi în 2-3 ani de zile un terminal, gândiți-vă că din 2020-2023, până când e termenul de realizare a acestui terminal, până în 2030 nu este o perioadă foarte multă de timp. Deci va fi pentru prima dată când aeroportul Leșean face o investiție care nu este deja insuficientă în momentul în care o dai în exploatare. Dacă ar fi să vorbim de terminalele actuale, care este capacitatea maximă? Sau putem aduce... Cum să nu? La momentul actual, adunate la un loc, capacitatea aeroportului Iași este de 620 de pasageri pe oră. T1, T2 plus T3. Dar toate aceste fluxuri, ele au fost gândite și făcute modular. Asta înseamnă că avem nevoie de 3 echipe de securitate ale aeroportului. 3 echipe de securitate ale SRI-ului care să facă porțile de îmbarcare, 3 echipe de poliție de frontieră, 3 echipe de VAM. În momentul în care construim un singur terminal, așa cum vedem în țările dezvoltate, avem nevoie de o singură structură, un singur flux de pasageri, astfel încât acest flux este controlat odată și nu am nevoie pentru un flux de pasageri, de exemplu de 600 de pasageri pe oră, nu am nevoie de 3 echipe și 3 filtre, ci am nevoie de unul singur. În ultima perioadă a fost asociată o problemă privind poluarea cu aeroportul internațional Iași. Ce s-a întâmplat mai exact? La noi, la aeroportul Iași, diferența de nivel între pistă și gura de deversare a apelor pluviale care vin pe platformă și pe pistă, se duc printr-un canal colector în Ciric, în Veneție, în Ciric 3. Diferența de nivel este foarte mare, este de peste 50 de metri și atunci apa care vine face foarte multă spumă. Deci căderea de apă este atât de mare încât se face spumă. În momentul în care, de exemplu, ce s-a întâmplat în acest an? Ultima dată când la noi la aeroport s-a folosit degivrarea, s-a utilizat soluție solidă pe 22 februarie. Din 22 februarie până în 8 aprilie, această substanță s-a diluat în contactul cu aerul, în contactul cu ceață, chiciură, toate acestea, dar n-a fost ploaie. Deci n-a fost o cantitate de ploaie. În 8 aprilie am arătat mass media la conferința de presă, așa ieșeau, cum să spun, fierbea pista, ca să spun așa. Ieșeau aceste substanțe care au intrat în rugozitatea pistei, pentru toți telespectatorii,
pista este mult mai grumțuroasă decât o stradă din municipiul Iași. Pentru a asigura un coeficient de frânare foarte ridicat, ea nu este perfect netedă, așa cum văd telespectatorii noștri în Iași. De aceea, în aceste mici șănțulețe care există la nivelul pistei, granulele de degivrant care au rămas, prin această ploaie mocănească înceată care a ajuns la ele, le-a dizolvat și au apărut ca un fel de spumă. Toată această spumă a fost spălată de ploaia. Mai mult, să înțelegem, dacă era o ploaie mai puternică, nu s-ar fi întâmplat acest lucru. Pentru că diluția s-ar fi făcut foarte repede. Ploaia fiind foarte înceată, ei au dizolvat foarte bine aceste resturi de givrant și le-au cărat spre ciric. Probele de apă au arătat că nu sunt depășiri. Deci cantitățile folosite și cantitățile care au... Deci la noi limita maximă admisibilă este de 125 și rezultatele la apă erau 100. Deci, nu este pentru prima dată când se întâmplă această situație și anii trecuți am înțeles că v-ați mai confruntat cu asta, da? Față de anii trecuți, tocmai având în vedere experiența care este, am fost la administrația bazinală și am făcut un proiect și am primit aprobarea pentru acest lucru în ianuarie anul acesta pentru a face un sistem care să blocheze apa în momentul în care ea are încărcare cu substanțe degivrante. Adică ce prevede acest lucru? Va fi un stăvilar cu o instalație care analizează permanent apa și în momentul în care acest senzor determină creșterea concentrației substanțelor digivrante în apă, stăvilarul se închide și toată apa intră într-un bazin de retenție. Care e elementul principal? Aceste substanțe nu dau voie să se formeze gheață, adică absorb oxigenul din apă. Și el nu trebuie să ajungă ca să nu facă moarte piscicolă. Și atunci, ce se întâmplă? El pur și simplu se oxidează de la sine. Deci, pus în apă, se oxidează. Deci, lui trebuie doar o cantitate de apă suficient de mare, astfel încât el să se dizolve în totalitate. Și atunci se pune acest stăvilar, se face un bazin de retenție, apa intră în bazinul de retenție, în momentul în care sonda îmi arată că a scăzut sub nivelul acceptat prin acest lucru, se dă drumul la stăvilar și apa curge frumos. Bun, când vă propuneți să realizați acest proiect? Păi acest proiect a fost prins în bugetul anului 2019. Activitatea este prevăzută ca primele lucruri. Noi am cumpărat deja această stație și debitmetru necesar. Până la sfârșitul lunii ar trebui să vină... Trebuie să mai facem o precizare. Da, da. Acest lucru trebuia făcut încă de la construirea pistei. Deci acest bazin de retenție, pentru ca aceste ape uzate să poată rămâne undeva astfel încât ele să se neutralizeze. Bun, deci, dar nimeni nu s-a gândit la aspectul ăsta, să înțeleg? În acel moment, nu. Au venit aceste... S-au făcut investițiile, dar fără a lua în calcul acesta. Acum, văzând cum sunt lucrurile, văzând că noi avem proiectul de extindere a platformei, am cumulat cele două proiecte și atunci vom face și bazinul și această lucrare pe conducta de apă existentă, astfel încât să avem bariera necesară până la deversare. Deci va exista această barieră pe care o să o facem începând de luna aceasta. Deci în luna aceasta și-au anunțat săptămâna aceasta prezența cei care au construit pista, astfel încât să vină să măsoare și să facem dispozițiile de șantier, astfel încât ei să poată să înceapă lucrările. Și până la toamnă ele vor fi gata. Despre ce costuri vorbim? Nu sunt costuri foarte mari. Pentru că acest bazin de retenție este în zona aeroportului și nu necesită cheltuieli deosebite, deci nu trebuie să-și imagineze cineva că este ca o piscină cu pereți. El este făcut pe suprafața aeroportului, într-o zonă în care într-adevăr este ca un fel de găleată, astfel încât se adună, deci este vorba de arocament pe care trebuie să le așeze într-o cămașă care să nu permită ca acea apă să se infiltreze în sol. Deci nu este o valoare foarte mare, dar să știți că soluția a fost greu de identificat. Noi am mers pe mai multe soluții pe care primele două nu le-au agreat cei de la Apele Române. Abia cea de-a treia soluție cu acest bazin de 800 de metri cubi de retenție în realizare a fost cea considerată viabilă pentru aeroportul Iași.
Dacă tot vorbim de proiecte, am tot auzit discuții legate de investiția Aerostar. Care este situația? De mult timp se vorbește despre asta. Aerostarul este un lucru care este extraordinar de benefic pentru Iași. Este completarea serviciilor pe care le oferă aeroportul Iași companiilor aeriene și mentenanța pe care ei o fac la avioanele comerciale se va putea realiza în Iași, ceea ce înseamnă că acele companii care au baza la Iași își pot repara, își pot face programele de verificări la nivelul Iașului. Gândiți-vă că un avion care un anumit senzor se dereglează în momentul în care vrea să plece de pe pistă, dacă nu are o bază tehnică, ei nu fac altceva decât sună la compania mamă, cu următorul avion vine și aduce piesa respectivă, se montează și pleacă. De regulă, când vorbim de senzori, nu sunt reparații complicate. Deci dacă ar fi ceva mai important, atunci aeronava respectivă, strasă pe dreapta, se vine echipă de mentenanță și își face treaba. În momentul în care acest lucru se întâmplă la Bacău, toate lucrurile se întâmplă cu Aerostar Bacău aici la Iași, lucrurile se vor întâmpla mult mai repede. Deci tot ceea ce înseamnă o problemă tehnică se poate realiza foarte repede. Deci, ei își fac acum hangarul de mentenanță, au primit autorizațiile de construcții și au început lucrările încă de acum 2 săptămâni. Sperăm ca și noi, odată cu aprobarea bugetului și a hotărârii privind realizarea proiectului prin fonduri europene, care se va întâmpla săptămâna viitoare în plenul Consiliului Județean, să depunem proiectul la Ministerul Transportului, la organismul intermediar și începând din, sper eu, din iunie, să ne apucăm de lucrare pentru a face platforma care să... Platforma ne ajută din mai multe puncte de vedere. 1. Ajută Aerostarul. 2. Ajută partea de avioane pentru pasageri, deci lărgirea bazei pentru operaționalitate în Iași, și 3. Creează premisele deschiderii zonei cargo la Iași. E foarte important să înțeleagă toți factorii de decizie că Iașiul se va dezvolta foarte mult dacă această zonă cargo va fi deschisă la Iași. Aeroportul Iași investește în acest an pe această pistă și că dăm drumul la proiectul de mare de dezvoltare, adică să creăm master planul aeroportului, să vedem unde, cum și care sunt prioritățile în dezvoltare. De aceea, din acest punct de vedere, noi, aeroportul Iași, am considerat că zona cargo ar putea reprezenta o investiție privată care să se realizeze acolo și am fost la Consiliul Județean cu acest proiect. Consilierii PNL s-au opus și n-au vrut să facem această concesiune. Sper că lucrurile vor evolua în perioada următoare și vor da drumul la acest proiect, pentru că se câștigă foarte mult timp, ceea ce timp înseamnă foarte mulți bani câștigați de firmele ieșene care fac export și care, prin intermediul zonei cargo Iași, ar putea economisi foarte mulți bani și foarte mult timp, pentru că n-ar mai trimite marfa de la Iași la București pe roți, ca după aia să o încarce în avioane și să o trimită la destinație. Domnule director, dacă vorbim de toate aceste proiecte importante, ați făcut un calcul? Care este valoarea lor? Deci, în proiectul nostru de buget pentru anul 2019, pentru investiții avem prinse aproape 78 de milioane de lei. Deci doar pentru acest an avem 78 de milioane de lei și sperăm ca toate investițiile să le facem până la sfârșitul anului. Cea mai mare parte din acești bani merge pe extinderea de platformă, un proiect de 64 de milioane de lei și care oferă și încă un lucru foarte important pe care companiile ne l-au cerut de mult timp, însemnând imediat după deschiderea T3, o a doua cale de rulare către pistă. La momentul ăsta este una singură și atunci când operează la pistă o aeronavă, celelalte stau. În momentul în care sunt aceste două căi de rulare, pe una dintre ele vine aeronava care aterizează, pe cealaltă se duce aeronava care vrea să decoleze. Din punctul ăsta de vedere, pe un ciclu de genul acesta, în funcție de cât de dimensiunea aeronavei, se câștigă între 2 și 5 minute diferența de operabilitate. Poate pentru cineva spune că nu
noi cine știe ce. Dar când un astfel de avion consumă undeva la 4-5 tone de carburant pe oră, gândiți-vă că sute de litri consumați în acele minute în care aeronava, pentru că nu există o cale normală de asta, îi consumă pur și simplu în gol. Și dacă adunați la cele peste 12.000 de mișcări de aeronave ori aceste 5 minute, o să vă dați seama că este o diferență de consum enorm. Și un cost mare. Ne apropiem de sfârșitul jurnalului. Ce alte noutăți mai aveți? Vor mai fi noutăți la Iași. Noi, din punctul ăsta de vedere, chiar dacă ne apropiem de campanie electorală, chiar dacă eu sunt membru PSD și voi vota cu PSD-ul, nu am agenda aeroportului, este total diferită de cea electorală. Deci, din acest punct de vedere, nu o să vin la dumneavoastră și să vă spun verzi și uscate doar pentru campanie electorală. Vedeți că tot ce înseamnă prognozele de trafic și tot ceea ce înseamnă dezvoltarea, nu vin acum să vă dau niște date care se vor întâmpla în acest an, dar nu am certitudinea momentului în care sunt. Dar și ne atunci, așteptăm și la alte curse, da? Dar ne așteptăm și la alte curse, de aceea vă spun, dar nu vreau acum să fac să iau ca o gogoașă electorală. Noi vă mai așteptăm și cu alte informații când va fi cazul, de ce nu? Cum să nu? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară excelentă să aveți și vizionare plăcută în continuare. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Nisa.